la nivel de proiectare, avem niște stații de proiectare ultra-performante, cred că sunt dintre cele mai puternice pe care le găsim azi în țară. De asemenea, avem niște aplicații informatice de proiectare în zona proiectare mecanică, SolidWorks, proiectare electrică, ePlan. Sunt la fel două aplicații informatice foarte puternice pe care jucătorii mari de pe piață le au în Europa și noi suntem printre primii care folosim astfel de aplicații în România. Avem un atelier de prototipuri care ne va permite să trecem de la planșetă la lucru practic, la prototip imediat și să testăm ceea ce facem, atât în zona electrică, cât și în zona mecanică. Practic, orice ne imaginăm în această zonă, care va fi zona de creație a Electro-Alpha, vom putea transpune imediat cu aparatele care avem și care le avem în practică și apoi să le testăm, pentru că avem și niște laboratoare în care putem testa diferiți parametrii electrici, mecanici, aici pentru pe care le facem. Practic, cu acest centru vom scurta foarte mult drumul de la idee la planșetă, de la planșetă la punerea practică și apoi transferăm în producție. Deci, practic, vom putea transfera în producție mult mai rapid toate elementele modernizate, optimizate sau produsele noi pe care le facem. În același timp, acest centru va fi un creuzet de dezvoltare pentru resurse umane și pentru ingineri. Pentru că, practic, pe aici vor trece de acum încolo toți inginerii care vor intra în Electro-Alpha de pe băncile școlii. Vom face această echipă ca o entitate de dezvoltare internă a Electro-Alpha, în care vom testa inginerii, absolvenții diferitelor facultăți din zonă, Suceava, Iași, pe care vom aduce aici și vom învăța să facă ceea ce avem noi nevoie, plecând de la cunoștințe pe care au dobândit în facultate, și apoi, în funcție de veleitățile fiecăruia și competențele fiecăruia, îi vom păstra aici, dacă considerăm că sunt suficient de buni să rămână echipa noastră. Dacă nu, vom încerca să integrăm în echipele din zona de producție, în zona de producție mecanică, Electro-Alpha, confecții metalice, sau în zona de producție echipamente electrice, Electro-Alpha Internațională, divizie de joasă tensiune, medie tensiune, sau celelalte divizii, energie regenerabilă, și soluția IPNC sau antifriză.